E absolut minunat să ai lângă tine niște oameni faini. Adică niște oameni care să-ți fie așa ca un fel de familie. Și apropo de familii, mă distram de ună zi gândindu-mă la câteva tipologii de familii românești. Rezultatul? Voilà! Nu se poate să iei ultimul galben al unui sărac. Dar ce credeai tu, mă, că sunt eu supă populară? Nu se poate. Puișor, nu știe el cum merge treaba. Dacă nu mi-ai cerut să am între 11 media peste 8, puneai altfel problema. Posibil. Dar și tu când mi-ai spus că o să ai media peste 8, aveai pretenții mai modeste. Băieți, am muncit și nopți. Am muncit și nopți, dar am muncit și zile. Pentru dacă mă las între 12 petenjale și nu mai iau bacul. Ca să-ți fie bine. Ce spui, mă? Păi și căpșunile alea din Spania, cine să le culeagă? Decât să ne întristăm, hai mai bine un cântec vesel să cântăm. Bagă! Am muncit și nopți, dar am muncit și zile. Pentru tine, fiul meu, ca să-ți dă-mi 3.000 de lei, cu împrumut. Așa-mi cer tu mie 3.000 de lei? Dă-mi! Te rog, am nevoie. Are nevoie. Dacă ai nevoie de bani de vacanță, vino la mine și emoționează-mă, impresionează-mă, stoarce-mi o lacrimă. Vorbește-mi despre sărmana boboacă pe care vrei să o agăți. Ce-i lipsește ei? Un telefon nou? Pantofi cu blăniță? O masă în Nuba? Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Fii profesionist, ce dracu! Mulțumesc, iubită mamă. Steaua mea din zor de zi. Florile d'albe, florile d'albe. Extraordinar, copii, bravo! Să știți că atât eu, cât și iubita mea, suntem încântați să vedem tineri ca voi, tineri extraordinari care încă păstrează sfânta tradiție a sărbătorilor și au lumină în suflet. Haide, scumpo, dă-le mere, dă-le covrigi, dă-le nuci. Bravo, vă mulțumim. Sărbători cu pace și cu lumină. Și-ai grijă de sarmalele alea, că se ard, și spune-i lui tâmpita aia să se grăbească cât poate să dureze, să pui niște beteală pe un rac de brad. Oh, sunt copleșit. Alți mici colindători, vino, scumpo, vino. Treci în coafă, de-i muti. Hai, copii, delectați-ne. Da, eu vă mulțumesc din suflet, doamna dirigintă, pentru faptul că m-ați anunțat în legătură cu notele lor Răzvănel de la limba română, sigur. Da, eu o să vorbesc pentru că el este un băiat care înțelege de vorbă bună întotdeauna. Sigur, da. Nu, domnule, nu trebuie să-l scuzați, pentru că pe lume sunt lucruri mult mai grele decât materia asta. Imaginați-vă, de exemplu, domnule dirigintă, cât de greu este să fii, de exemplu, pasnic la Polul Nord. Nu, asta este greutatea ce are el de făcut.
Cât de greu poate să fie să înveți niște comentarii sau una, două, trei, patru, cinci, maxim șase opere pe un semestru. Da. Plus de asta iertați-mă, doamnă dirigintă, să spună mersi. Nu acum, vorbeam cu doamna. Să spună mersi că nu face liceu undeva în Harghit. Dați seama că mi s-ar fi predat limba română în limba maghiară. Acolo ar fi fost într-adevăr o greutate. Da. Cum? Nu mi-a spus că le-a seduci tezele. Da. Și cât a luat în teză? Da. Nu, dar vă mulțumesc pentru aceste informații. Da. Devinu f*** de Cristian Amătii.